Vă salut! În toamnă am făcut niște filmulețe în care am prezentat cum creez niște roi cu faguri de plastic și cineva m-a întrebat ce au devenit roi ăia, cum sunt ramele de plastic și uite acum am ajuns. Câțiva mi-am dus în seară de m-am folosit de ei pentru donator de albine și câțiva au rămas aici. Și acum am venit să-i controlez, să văd ce-s cu ei. Văd aici de sus, văd pe prima ramă puiet, a doua puiet, asta ultima încă nu știu, dar sunt frumușei, sunt frumușei. Ia să scot numai un picuț. Am scos prima ramă, partea exterioară e așa, doar construită, partea interioară are ceva miere, ceva păstură, posibil pe acolo ceva ouă. Bun, o lăsăm jos. Mi-am adus o cutie de plastic să nu pun pe jos. Și acum o să mă refer strict la ramele de plastic. Restul roiului eu îl văd că e bun, e sănătos. Nu s-o dezvolta mai tare că nu m-am mai ocupat de ei. N-am mai fost pe aici. Gălețele astea au aici, cred că o lună sau două. De când le-o da sirop cineva. Bun, iară pun pe pauză și când ajung la ramele alea două, mai filmez să le vedem cum le-o lucrat de atunci, din toamnă. De atunci stupul nu mai fost umblat în el. Nimeni nu mai umblat în el. Să vedem. Am scos și a doua ramă de plastic. Mai am încă una acolo jos. Aici o construit-o mai rău pentru că rama cealaltă e foarte grăsană acolo. Avem și matca în cadru. E pontat, e larve, nu știu cât se poate vedea. Suntem dimineață. Bun. Mai scotem și rama cealaltă să ne uităm, uite ce frumos e. Matca de anul trecut. Pun iar un pic pe pauză. Uite, partea asta e mai faină, care nu a fost deranjată. Pun iară pe pauză, să scot și pe aia, să vedem ce e cu ea. Și să scoatem și ultima ramă. Eu văd de sus, o văd frumoasă. Da, e frumoasă. Văd că până aici, jos. E frumoasă. Să vedem și pe partea asta altă. Și pe partea asta altă e faină. Ouă. Nu știu în ce măsură se poate vedea. Dar e fain. No, cam eu ce fac acum. Aici pregătesc un roi pentru un client. Ramele de plastic trebuie să le scot, că nu pot să le vând și așa este treaba. Îi las numai astea trei, oricum, numai trei de puie trebuie să fie, pun una cu hrană și una nouă și aia e. Da, cam asta e situația cu ramele de plastic. Hai să vedem și la colegul ce rame de plastic are. Ne facem o idee. Ia să scotem asta. Numai asta de plastic ne interesează, restul nu ne interesează. În filmulețul ăsta. Uite că e fain până jos. Avem și un pic de puiet. Și aici, iarăși. Stai să vin să văd. Uite, ăsta încă e mai fain ca așa meu. Uite, până sus în leaț. E leaț? Dacă nu e lemn. Tot e leaț. Îi pui un pui în față. De la pas. Pleați, pleați. Uite aici ce frumos avem. Puiet, fain. Da. Ia scot-o și pe cealaltă, de la mine să o țin, să vedem aici la cameră și apoi după aia oprim filmulețul. O, da? Are și greutate. Suflăm un pic pe ea, să se tragă albinele. Ce avem acolo? Cred că e numai pont, așa-i? Da.
Aha. Acolo trebuie să ai și matca. Avem și un pic de căpăcit. Da, văd aici, până în capăt. Până în capăt. Până sus, aici, în leaț. Până sus în leaț, hai că zicem leaț. Leaț de plastic. Da, fain, 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 fain a lucrat-o. Fain, bun. No, eu opresc că atâta ne-a interesat. Numai ramele de plastic astea. Ce-au devenit. Ne uităm după aia și la restul și îi dăm bătaie înainte. Vă salut!